Dragii mei, Balta, Valea Vlăsiei, ne-a primit astăzi aici. Eu l-am chemat pe Jador, l-am chemat pe Cătălin Moroșanu și vom da mare petrecere. De ce? A fost ziua lui Jador și vreau să-l petrec așa cum se cuvine, pentru că este un prieten foarte bun de-ai mei și niciodată nu m-a lăsat la greu. Cătălin Moroșanu de asemenea este un băiat extraordinar, un prieten de-ai mei și respect foarte mult. Este și proaspăt tătic de băiețel, deci avem o grămadă motive de sărbătoare. Ziua lui Jador, Moroșanu proaspăt tătic, pește, baltă, natură, viață frumoasă. Jador, Cătă Moroșanu, le mulțumesc din suflet că au venit astăzi la o partidă de pește să-i fac cu plac lui Jador. Și lui, fost... și lui. Și lui, știu. Că sunteți băieți crescuți în natură, cum s-ar spune. Pentru tine mai am o surpriză, Moro știe, pentru că a fost ziua ta de naștere, da, și noi, eu nu uit. Anul trecut pe vremea asta mai ții minte ce făceai de ziua ta de naștere? Ne-am văzut în Dominicană. Da, mă. Da, erai cu piciorul. Da. Da? Da, mă. Erai cu piciorul. Da. Și n-am văzut de așa ceva de băut de ziua de mâncat, ta. Da. Voi, de cine ne-ai dat și nouă de mâncat? A fost o combinație. Acum ai venit, nu? Acum. Acolo nu ne-ai dat la greu. La greu. Nu ne-ai dat aici, vrei să mă revanșez. Acum am venit aici la Balta, Valea Vlăsiei. Este ceva de vis, o să vedeți. Și gazele noastre de aici ne-au lăsat să ne facem toate mofturile. Și eu acum nu mai lungesc, hai să mergem să, hai să, mergem, să vedeți hai. Pe ce se vorba. Am și un grătar bun. Da? Așa, frate. Ia uite, Moro. Avem și... Deci da. Pentru că nu vreau să risc ca Jador să fie întâmpinat de foarte multe fane. Da. Dar de ce o dați pe mine? Păi tu, că tu ești gagicarul. Tu ești. Am zis să aduc și băieții să ne... Da, mă, ridicați-mă, țină... n-am sunit nimica. Ridicați-mă, hai, mai spuneți. Așa am zis să gagicarul, și... Gagicarul, Riciu, gagicarul, ce vreți? Gagicar, voce, dar, daur, ce mai vrei tu? Doamne. Gazda noastră. Te trăiți. Bine ați venit. Bună, salutare. Și acum vă simțiți bine la noi? 100%. Mulțumim frumos. 100%. Și acum hai să mergem. Hai să facem, acum e cu spritzul. Rațe, gâște, dacă vreți, punem și pe grătar. Da, ai seama, văd o rață. Ia uite o rață. Păi chiar tu ai încercat vreodată să omori vreo rață de aia sălbatică care era pe la casă, o tai? Nu, n-am. Eu am încercat antetă și aveam gust urât, avea miros de mârt. Dar zi tu când erai tu mic și puneai, cum se numește astea, la pește, ce? Să prinzi pește. Plase? Plase. Era braconaj la noi. Nu se pune, s-a prescris. Era braconaj. Cât am bal, o mâncă. Jado, care-i treaba, că acum ne-ai prins în mijlocul lucrărilor? Da. Ți-am adus și eu. Păi da, mă, din respect dar pentru corect, tine. Bă, eu respect... nu știu că cum. Ăștia se îmbracă frumos, să te uiți pe ăsta ce frumos e și am venit eu, boschetar. Hai la pește. Nu, mă, nu. Ei, mă, la oamenii pește, sau... cum e la pește? Păi, fii atent. Normal, nu? Cu ăștia rupți, cu alea. Păi, și eu cum sunt? Și ăștia, uite, da. Costumea asta, ca să dăm noi prost, mă, ne-a făcut manevră, gata. Nu, stai să spun. Le-am zis la băieți că vreau să-ți fac surpriză de ziua ta, să-ți cânte așa, că tu cânti la toată lumea, acum e rândul tău să asculti. Și oamenii spune, dacă e ziua lui Jador, nu pot să vin în training. Bă, sincer. Deci asta e din respect. Da. Ceva nu, a vrut ăștia să dea frumos la televizor. Zic eu că și eu mă pun în locul lor, da? Ați vrut să dați frumos e la momentul televizor. Nostru. Ai înțeles? Ați urcat frumos și noi acum, dar nu nimic. Dai tu ceva de pot de ziua ta sau ce faci? Eu pastile. Da, eu mă ocup, am adus o copil. Eu pastile. Căpșunică cu din alea. Fata aici un pic că vin eu imediat cu tot. Să avem și noi starea de bine, gata. Că să ne treacă supărarea, înțelegi ce vă zic, Adițe, da? Toate avem. Dă și eu asta jos. Nu? Brother, uite, undița e acolo. Ăsta e cel mai bun vin, făcut de un prieten de-ai noștri. Hai, mamă. Nu glumesc, e de ăsta de țară curat, căpșunică. Căpșunică, mă, bă-mă o căpșunică. Nu-i de tău ăsta? Hă? Ăsta e vinul tău, băi. Și tu faci? Cât? Băi, băi, sunteți, ăsta e vinul lui Moro, dacă te zic cum să zic de achetă. Nu-i vinul meu, după culoare, nu e meu. Îl cunosc, brother, nu-i vinul meu. Eu zic acum. Eu știu ce vin am. Dar să-mi spui dacă îți place. Moro, că tu dacă faci vin... Dar faci tu vinul, de ce l-ai pus pe ăsta să ia vin? Trebuia să spui că aduceam eu un botel de vin. A fost rușine. Dacă ți aduce ăsta vin de la taxi, sunt nebunești. Sunt convins. Și ăsta e bun, tati. E bun, nu? E bun, da. Hai, e bun, bun, rău. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Tati, mulțumim pentru invitație. Știu că nu prea aveți timp. Jado de-abia a venit din Germania, Elveția, pe unde am mai fost să plecat. Tu acum cu sala. Cum merge cu sala? Bă, merge bine, aveam copii la... E bun, nu? Foarte bun. Dacă reușim să și prindem ceva bine, dacă nu, n-avem întrebări, nu, cine vine în capul aia face. Băi, eu n-am înțeles niciodată oameni. Pe mine m-au păcălit așa, hai la pește, auzi. Da. Am venit la pește, o grămadă de oameni, au venit femeia aia blondă cu oamenii ăștia, au venit băieții ăștia, așa, 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 și tu mă chem la pește și ce crezi că n-are? Nici râmii măcar de prins pește. Păi nu, mă, i-am pus pe băieți și au luat ceva mai bun ca râmele. Da, mă, au luat de alea de plastic, băi. Avem la Bob.
La Bob. Pește mare, nu piși prin el de la cu. Și piși prin ele, tu nu înțelegi că nu merge cu ăla, nu prinzi tu niciodată pești cu Bob de ăla. Dacă eu spring cu Bob. Da, oricum am pus aseară pariu. Merge pe un pariu. Nu, am pus pariu aseară că dacă el prinde primul pește. Nu fă reclamă la... Am zis că mergem la un restaurant cel mai scump și care prinde primul pește, ălaltul de pariu. Plătește genul. Îmi place competiția. Băi, băiatiți. Da. Eu aud toată lumea, frate, mergem, pescuim, prinde peștele, îl mâncăm. Niciodată în viața mea, de când merg eu la pescuit, n-au luat peștele. Dă-i seama, peștele trebuie luat, scos mațul din el, curățat. Curățat, sursi. Dacă îl prinzi, eu îl fac, nu mai prinde. Tot grătar faci la pește, ironia sorții. Da. Am fost o dată la pește și am mâncat McDonald's, de exemplu. Nu e rău. Bă, mă jur, și că mergem la pește, aruncăm. Ce? Iei tu peștele și încep să-l tai sau mă rog, ești mor de foame până prins peștele. E astăzi, dacă îi să prindem, avem brigadă și ne avem oameni aici, avem bucătar, tot ce trebuie. Ne ajută dacă îi se prindem, adică le aruncăm. Păi, dar dă-mi o undiță ca lumea, dă-mi o râmă. Păi n-am o râmă, mă, Jadon, ți-am luat, uite de asta, la asta prins pește mare. Eu ți-am arăt, prind pește. Da, mă, da, hai, pariu. Pariu, dar nu-i pariu. Deci am pus pariu, adică da, tu ești de față, da, ești martor la ceea ce faci. Dacă tu prinzi primul pește, tu? Dacă prinzi și tu, dai și tu masă. O dau eu. Dar e așa scump restaurantul ăla? Ce crezi scump? Nu mai mă bag. Că n-am fost, ăsta a fost. Nu mai mă bag. Ia zi, mă, e scump rău? Eu dau un grătar, mă, eu dau un grătar. E ok. Nu e scump, mă, o pizza e 80 de lei. Mă rog, ăștia ne-au pus aici trei sculi de astea, ne-au păcălit, hai la pește, hai la pești. Și uite și tu cum am pus ăsta să vin în mulinere. Ia, vreau să-l arăți la oameni cum arunci tu. Cum arunci tu, da, la seta. Fii atent. Ia, o să prindem noi în viața noastră pește. Cât de bun e, mă? Păi da, i-am spus și eu. A? Adiță! Da, dragul meu, stai aici! Cât de aia mai mică. O ce? Pe unde ți-e mică? Băi, am cerut și la oamenii ăștia, dar nu au. Aici e pe lansetă. Dar nu prizi nimic la aia mică. Dă-te, mă, brother. Tu cine ai bani să strângi, mă, lansetă asta? Bă, dă-te să arunc. Faceți loc aici, că te să faceți loc, aruncă, mă rog. Stai, mă, stai. Ia-o, mă, pe cealaltă. Aha. Auzi. A fost o greșeală. A fost o greșeală. Stai, mă. O tăiem, o tăiem, nu se pune asta. Ba da să mor. Stai, mă. O las. Ba nu! De ce să tai, mă, nu? Nu să tai nimic, Jador, în emisiunea asta. Nu tai nimic, mă, nimic. Tai, gata. Să se bucure Jadorele, să zică, mamă, ce tare. Da. De ce, mă, să faci emisiunea perfectă? Clasa așa e perfectă cum e, ai nebunit. A, așa zic și eu. Râde de mine, mai văzut cum am dat-o în aia? Ia, fiți atenți acum, următorul. N-a avut nici copilărie, bă, săracu. La ce le dă la Iași, mă? Ia Jador alta dacă aia nu e ce trebuie. Am muncit prea mult, băi, moroi, am muncit prea mult, băi, din cauza asta. Auzi? Și când am avut copilărie, dacă ești de la Iași, dacă tu ești din Bacău, pana mea, ești nebun la cap, tu compari cu mine? Și că auzi, când am avut copilărie, că am stat la Iași, și el că e din Bacău, tu compari Iași cu Bacău, băi, brother. Băi, ce e asta? Wow! Băi, nu mai... Era să cargi în baltă. Ia uite dacă s-a aruncat plouă. La unul, doamne. Bă, brodere, la mine undița s-a încălcit, deci nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă. Nu știu a cui e fi undița asta, dar... Nici nu mai contează, e a ta. E a mea, nu mai prinde nimic. Ia, ia uite ce aici. Mult succes, aminte când erai tu. Îți dau un... A câștigat masa, gata, ai renunțat? Câștigă masa, că nu mai, că am încurcat undița. Da, bă, par de vin, stai că mi-o par de vin și vin și eu acum, nu. Jador. Dar nu e corect așa, mă. Când erai tu mic. Zi. Și foarte bogat. Cum era, frate? Mergeai la pește? Să mă arăt ce până de la trasul. I-a tras. A tras, mă? Vântul, ce să tragă? Nu, era o buruian. Și îmi place că voi ați rămas foarte bun prieten în urma show-ului SAT TV de ați participa la noi la canal de. Chiar da. Chiar am câștigat un prieten eu. Bă, mă bucur că după toată ai câștigat un prieten, nu? Da. Uite, vezi, mă, ce declarație de dragoste. Uitați ce lansetul a adus. Deci fiți atenți, mulinez și nu se ridică să mor. Păi uitați-vă lansetul. Dar ce e asta, mâncați și nimioara ta e... Plumbul, gen plumbul care se arunce. Tati, dar s-o plumbă la anul, mâncați și nimioara ta, plumbul. Păi bun, și ăsta nu se duce la fund. Ăla se pune cu mămăligă, normal, ca să vină peștele la mare. Tu dai seama ce pește ăla în mare trebuie să prinzi aici? Tu ne-ai dus pe un lac din ăsta, adiță... Lacul e foarte mișto, dar recunosc că... De profesioniști. Da, undițele nu sunt ce trebuie, am vrut să vă încurc, dar uite, s-a prins. Jador, ce ai de mămăligă? Mâncai mămăligă când erai mic? Doar mămăligă. Am avut un coșere, cum și acum am coșer acasă la mama. Și mama moldovenii mănâncă mămăligă, băi, cum? Dar e foarte bună. Adică eu nu știu cum... E foarte bună.
Bro, tu probabil n-ai crescut la Moldova, nu știu dacă ai. Nu, n-am crescut acolo. Nu. La Moldova toată lumea are coșerul cu mămăligă. Și băieții din sud mănâncă mămăligă. Așa este. Să nu mai ardem că moldovenii sunt mămăligă. Și mie îmi place foarte mult. Toată mămăligă. Că nu freca că ăștia n-au coșeri de mămăligă cum avem noi acasă. Ce coșeri de mămăligă, mă, nebunule? Coșarcă de porumb, de păpușoi. Băi, coșere, coșerul ăla mare. Ce coșer, mă, măi? Băi, coșarcă aia mică, coșerul ăla care se pune tot păpușoi, porumbul. Loc unde pui porumbul. Dați un Google voi acasă să vedeți. Coșer. E un regionalism. Coșer este un coșer. De depozitare au porumbului. Da, exact. E bine. Și cum se spune aici la noi, porumbar. Porumbar, la noi spune coșer. La fel, da. Da, toată lumea are un loc unde pune păpușoi sau porumbul sau cum vreți să-i spuneți. Da, da. Toată lumea are. Corect. Da. Era bine că aveam. Aveai, corect. Cum? Mergeam la... Eram șef. Nașu cu finu. Da. Astăzi bem cu Nașu și cu finu. Da, mai că trebuie să găsesc o fină. Ei, da, ia, fina nu există? Lasă-mă să mă mai distrez eu. Lasă-mă. Abia am ieșit și eu din presiune. Mai pune, lasă-mă băiatul să. Da, da, maică ta nu te certe că nu ești însurat la vârstă. Da, da, bă, să mor. Dar pe cred că și pe tine, dar tu ești însurat. Eu sunt însurat, mă, ce? Am și copil. Bă, din cu șeama. Da, băiețelul ăsta e un născut soție, are un băiețel. Un băiețel are 4 luni. 4, acum 5 luni prin niște broadere. Băieții, dăm și noi drumul la ceva? Dăm și noi o... Lasă-mă băieți în pace, mă. Da, mă, că băi, băi, vreau să-ți fac ziua, mă. Băi, ziua ta! Deci fii atent, ce sărbătorim azi. Nu bine ziua ta, sărbătorim așa. Nașterea băiețelului lui Cătă. Da? Și ziua ta de naștere care a fost acum 3 zile. Doamne. Da, mă, da. Gata. Și gata. Peștele, peștele dă-l încolo. Venim altă dată la pește. Altă dată la pește, nu, eu am... Nu cred, nu cred. Ce? Bine, atunci mă duci să-mi dă ce? Te duc, mă, la restaurant, du-te în dai, da, mă. Eu ca naș te duc. Că mai aveam o serie de întrebări. Da. Ia, pune. Ia. Nu tu, ce nu eu. A, eu să mai pun întrebări. Tu. Da, fii atent. Hai. Aveți dușmani în momentul ăsta? Bă, mă, ce întrebare bună. Nu mi-a pus-o niciodată. Nimeni e nebunit. Să-mi dai 3-4 sete. 10? Da. Pe partea de business, oricum, dușmanii vin de la... Bă, lasă un pic, lasă un pic. Oprește puțin, un pic. Că discutăm despre dușmani. Un pic, da. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea. O secundă și îți fac eu semn. Fii atent. Și de-aia cu dușmanii, după aia. Dușmanii sunt oamenii care, efectiv, care au o vendetă puternică, mister. Da. E una să fii rival sau cineva să fie dușman, e ceva foarte profund, dacă vrei să o luăm așa. Da, da, sunt de acord cu tine. Da. Dușmanii ăla care... Efectiv îți vrea rău din toată inima lui, mister, moarte, da, rău. Da, da. Bă, dacă există un om care îmi vrea rău, să nu mai mi-l vrea că îi vreau binele. Frumos. Nu? Bă, băi. Bă, da, dușmănie aveți așa, ești dușmănos tu? Bă, eu nu, ăsta știi. Nu. Are invidie, invidios poate există. 100% pe măi, pe n-ai cum să nu. Bă, dacă ceva nu-i invidios pe tine, înseamnă că n-ai valoare, mă. Ia zis, bă, ia invidiați-mă. Dar pe bune zic, așa e. Ia, nu cred că am. Pentru Jador și pentru Moro. Ia, dar ia ce vrea el, zi, mă, ia zi, ce să le fac la dușmani dacă am noroc de bani. Ia, Dumnezeu gata noroc de bani. Asta e. Nu cred. Să fac cazeri, trăiesc viața la plăcere. Așa trec zilele mele. Am noroc scris în frunte. Norocul meu. Ce să le fac la dușmani să le dau capul meu. Pește prăjit, pește prăjit. Băieți un pic mai ușor, ca să supără Jadorul. Ca să supără Jadorul. Am norocul scris în frunte, e norocul meu. Ce să le fac la dușmani, să le dau capul meu. Bine, bine. N-am fost pus niciodată în postura asta. Bine, bine. Ca
da, și nu-i bine cineva. Pumnii de fier, pumnii de fier, în urma mea. Stai să mai faci, să mai fac eu semn. Ce vreți voi, băieți? Zi, mă, începe treaba? Da, începe foarte treaba. Frumos. Ce treabă e? Cred că mai târziu ți-aduc și tortul, scântești și la mulți ani. Da, o să fie frumos, mă. Bă, tort n-am, dar găsesc ceva. Ia stai. Ia uite, bă, ce-am împățit. Bă, am un mesaj pentru toți oamenii, că am înțeles că nu sunt singurul. Ascultați, oameni buni. Băi, am primit un tort de la sora mea anul ăsta și a fost primul tort pe care l-am primit în viața mea și am început să plâng. Vorbesc serios? Mai ales că era de la sora mea, știi, eram și la studio, băusem două pahare. Și am început să plâng, că nu mai primisem niciodată tort. Ți-ai dat seama că e primul tort? Primul da. Tort din viața mea. Și ce crezi, era un băiat cu saxofonul care cântă cu mine în formație și a început și el să plângă că nici el nu a primit tort niciodată în viața lui. Bă, și un mesaj pentru toți cei care nu au primit tort, bă, la un moment dat o să primiți. Există un tort? Există un tort pentru fiecare. Și cei care nu au primit niciodată, cei care sunteți rude cu ei, duceți-le un tort, că băi, e bucurie să marci prea legat. E un tort, dă-l la mine. Dar e bucurie, băi. Dar stai, stai, mă, că e prima senzație de genul ăsta. Eu te-am primit tort. Da, mă, da. Ai și suflat cu dar? Da, mi-am pus dorințe. Bravo. La toate trei aceeași dorință. Auzi? Zi la tovarășul tău că micul e foarte bun. Foarte bun, Nicu, bravo. Tătuțu, ăsta este mic din sud, nu? Da, e bun. Ia uitați cum se dă la pește, fiți atenți. Ia uite ce face să bagă la pește, mă, bagă mici la pește. Păi, na, poate avem pește ăștia mai pretențioși. Vrei să arăt somn, ce vrei să prinzi? Vrei să-ți arăt Jador, nu dăm la pește aia de care crezi tu că dăm. Dăm mănâncă mici. Nu la pește aia, știi? Nu la pește aia de la Brăila. Dăm la pește de ăsta, de baltă. Da, mă, pește aia nu mănâncă, zice, a, ce mic? A, nu mănânc, mă, să mor, nu place. Nu place, mă duc la Mega să mănânc ceva, ce aveți, mă? Tătuțu, foarte bun mici, bravo. Și o să te rog, Moro, să guși cârnatul. O să guși cârnatul, cârnat am gustat. Făcut la bardă. Bă, mi-era o poftă. Uite, mă, ce frumos aici. Și cu aia. Vezi ce frumos aici? Mă bucur că-ți place și vinul. Vinul e foarte bun. Eu zic să-mi dăm la o parte, că e groasă acum. Ai văzut dreptate. Fără Caterinca, vinul ăsta e foarte bun. E căpșunică de-a mea. Căpșunică, da. Eu iubesc căpșunică, iubesc vinul pur, căpșunică. Da. Și fii atent, să mor dacă nu-i aduc ție. Da. Bă, boulangiule. Căpșunică. Băi, să nu zboare greu, băi, să nu faci o prostie, băi, Jadoare, băi. Lasă că face, mă, cum face prostie, prin... Hai să vezi că... Bravo, mă! Incredibil, bă, băiatule! Ce faceți? Bravo, bă! Bă, ăsta m-a uimit toată la Survivor, eu nu credeam că o să fie atât de bun, recunosc. Da. Nu credeam. Și acum se pare că le are și cu peștele, da? Băi, le am să mor de nu are, nu are o capacitate. Hai, calități imensă. Multe, mă. Are o capacitate imensă de a reuși să ceva. Te-am învățat să vorbești numai la mișto. L-am învățat, băi, am zis la tare. L-am învățat pe ăsta să vorbească numai la mișto. Toate alea proaste, înțeles? Și acum numai la mișto vorbește cu toate. Gen, ți-a luat fenta cum ar veni. Da, mă, da. Deci noroc că existi tu pe pământul ăsta, că altfel nu-mi dădeam seama. Nu, eu mai am dat la bravo, da. Păi și tu de la ce ai învățat de la Moro? Știi? Da, ai mie ce să înveți, nu ai ce să învăț de la mine. Ce ai învățat de la mine? Nu, în realitate ce am învățat eu de la Moro și toți bărbații de la 16... Sus? 25, ar trebui să-mi fii bărbați, bro. Un bărbat nu stă să se pupi așa, un bărbat nu prea mult afecțiuni între bărbați. Așa, deci, Moro, te-am învățat să fii mai bărbat decât erai. Nu știu, mă, nu știu cum să zic. Ei, am înțeles. Mai mai mascul, mai mascul. Să te altfel, să fii bărbat, da. Da, bărbat. Să fim bărbați, pentru că în lumea asta, adiță. Sunt prea multe femei, da. Prea multe, nu știu cum să zic. Da, ție. Da. Ca e... Să fii bărbat. Da, exact. Să fii bărbat. Când te salut pe tine, uite, salut, Adiță. Da. Uite, uite da. Așa te îmbrățișez. Da. Da. De ce? Ce face Adiță? Să mor. Și mai e moda asta pe buze. Atenție. Tati, te iubesc. Eu, mă, cu sunt bărbat. Merge, bă, o dăm, mă, băiețește. Da. Și femeia aia, în pana mea, dacă vede, vrea un bărbat, să fie bărbat. Nu să fie, da, iubita. Fai iubita, ce mai dorești? Vrei da! Iubita, vrei da, am un prietenul meu, prietenul meu cel mai bun. Da? Auzi, nu vrei la ziua mea că nu l-a lăsat femeia asta. Da, e urât ce ai făcut. Păi nu prea mai e cel mai bun prieten. Da. Dacă era cel mai bun prieten, venea. Da. Adiță, fii atent, oleacă. Dacă eu vreodată, tu ești un parășul. L-am iertat. Da. El a iertat că s-a luat suflet imens. Eu nu l-am iertat, să mor. Tu, eu vreau să ies cu tine ca tovarăș, mă, să bem și ceva. Stai să vedem dacă vrea nevastă. Oh, păi ce, mă? Păi dacă intervine nevasta în relație. Nevastă, dacă te respectă și te iubește, dacă se duce cu băieții, nu cu băieții, frate. Și am încheiat discuția. Corect. Nu vii, auzi, iubi, poți să mă duc, stau doar jumătate de oră cu băieții. Dar știm, și tu trebuie să fii bărbat cu ea.
Și dai mail dinainte. Să-ți faci și treaba? Bă, tati. Ai înțeles? Mm. Și treaba? Să-ți faci și treburile cu ea. Ai înțeles? Cum zice, l-ai înțeles? Adică trebuie să fii un prestator, da. Constant. Constant, mă, prestator constant, așa ai zis? Constant, mă, constant. Mă, să fie pe TikTok. Auzi, cum trebuie să fie un bărbat? Un prestator constant. Da. Da, ia fii atent. Și jatul. Intens. Și... bine, bă! Dragii mei, pentru că Mor are un băiețel, să-i dea Dumnezeu sănătate. Mersi. Vreau să faceți și noi o piesă pentru băiețelul Moro. Maestre, o piesă Hai. Pentru băiețelul Moro. Piesa asta ne-a vorbat comanda lui Moroșanu. Pentru băiatul și fata lui, pentru Adiță, băiatul lui. Și pentru Jador care... Băiatul și fata mea sunt o valoare. Romii de căuta, nimeni nu are. Obica lui norocoși de această lume. Mă mândresc cu ei, sunt copiii mei. Băiatul și fata mea sunt o valoare. Romii de căuta, nimeni nu are. Obica lui norocoși de această lume. Mă mândresc cu ei, sunt copiii mei. Bine, bine, să mergeți prin Zoom. Căpșună, mă, căpșună. Uite culoare. Culoare. Bine, bine, bine. Auzi. Hei. Hai. Nu fi mai rău așa să fie. Bă, vezi mai tare cu vioara. Bam, bam, bam. Ce-ți zici, mă, da? Bine, 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 bine. Eu am muncit toată viața pentru băiat și fata mea. Dar acum la pătrânețe doar copii. Asta nu are numele, ok? Băiatul și fata mea sunt o valoare. Lume de căuta, nimeni nu are. Copica mea norocoși de această lume. Mă mândresc cu ei, că sunt copiii mei. Haide! Jador, iau, la vara mâniei, iau, mai e puțin, mai e puțin, iau, și la Jador o să venim. Și atunci când s-o măsura, iau, vine toată România. Mai e puțin, și la nunta lui Jador venim. Și atunci la nunta sa, va veni toată România. În mod normal, nu, prin unde sunt o valare, lume de căuta. Nimeni nu are, copica mei norocoși această lume. Mă mândresc cu ei, că sunt copiii mei. Băiată și fata mea sunt o valoare. Lume de căuta, nimeni nu are, copica mei norocoși această lume. Mă mândresc cu ei, că sunt copiii mei. Bravo, bravo, bravo. Hai aplauda cu vin. Bă, Jador, tu știi să câți mâna vreun instrument? Eu? Bă, la acordeon, dar puțin. Mâncare acolo. Hai, hai aici la mâncare, să vă rog. Să mor dacă nu mă, ăla mic e aici. Și te rog eu să încerci cârnatul. Bă, vezi că aici când pășești, să pășești așa, să nu pășești. Să nu calci acolo. Ia-ți ca în vă rog să mă scuzați, eu țin post. Foarte bine. Dar mă bucur, mă satur deci, că mă uit la voi. Adiță, tu ești un creștin adevărat și mă bucur foarte mult că urmezi acest Săruna. Drum. Mai greșesc eu cu... Auzi, acest drum către... Nu, nu pot să renunț eu la... Da, nu, la spirit n-ai cum să renunț. Da, n-ai cum. Să-mi spui cu... Deci vă rog, ăsta, ăla. Nu. Bagă-mă, maestre, ceva... Nu, stai să-mi întreb ceva și după aia. Jador, dacă nu te făceai... Dacă nu erai muzicant, artist. Da, da. Ce vrei să te faci, frate? Întotdeauna mi-am dorit doar asta să mă fac. Când serios? Mic, voiam să mă duc la preot. Pe acolo nu stăna, nu puteam să cânt, știi? Tu ai cântat? Da. Tu ai cântat. Cântai. Da. Tu, mă rog, ce vrei să te faci? Sau te-ai gândit vreodată? Eu vreau să mă fac polițist. Vezi că ți se potrivește și acum. Am vrut să mă fac, la modul serios, am vrut să mă fac polițist, să fiu comisar în poliție. Ăsta a fost visul meu. Ne-am ajuns. Da? Am ajuns. Dar ai ajuns mai bine. Bă, Dumnezeu mi-a dat un alt drum. Să știi că ceea ce ne plănuim noi, la un moment dat, nu poate nu se pupă câteodată. Și consider că fiecare are un destin în viață. Și eu cred că... Așa e. Bă, m-a adus destinul aici. Nu credeam în viața mea că o să ajung unde sunt în momentul de față. De-aia vă spun, eu cred în destin. Am avut o teorie fix în momentul în care veneam încoa. Și vorbeam cu prietena mea și spuneam, bă, în ziua de azi, cine spune că
cine se trezește dimineața departe ajunge, nu, nu mai e valabil în secolul ăsta. Cine nu mai doarme departe ajunge. Acum depinde și de job. Cine nu doarme departe ajunge. În cazul tău da. În cazul tău da. Pentru că tu cânti... Vorbim, dormi mai puțin, uite, a, normal, normal, da, dormi mai puțin. Bine, asta e regulă valabilă pentru lăutari, eu înțeleg. Asta i-am pus eu, da. Spune el, da, ca regulă generală, na, e altceva. Nu, bro, nu, nu e eu zic că muncă, muncă și răbdare, asta e secretul. Muncă, muncă. Muncă, 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 muncă. Răbdare dar muncă cu folos, nu muncă. Eu consider că răbdarea uneori nu e chiar constructivă în viață. Din Moro. Punctul meu de vedere, și în jador. Unele momente. Moro și Jador, pe rând, așa, cum vreți voi. Ați avut momente în viață în care n-ați mai putut, mă, și ați spus, bă, bă, gata, nu mai, nu mai, nu mai pot. Renunț, nu știu, renunț la... Niciodată n-am avut. N-am avut, am avut momente de disperare. Da, să spun că, bă, bag picioare, dar niciodată n-am renunțat. N-am renunțat și în fiecare zi ne dăm cu capul de pereș. Avem problemele astea. Da. Contează cum le depășești. Cum le depășești, corect. Și lasă povestea că toți avem probleme în viața cotidiană, da? Da. Bă, în fiecare zi ai probleme. Și acum ce fac, frate? Mă bag în pace, mă apuc de plâns, mă închid într-o căsuță și stau acolo supărat. Să fii pozitiv, frate. Nu? Mergi înainte. Bă, mergi înainte. Asta viața este. În piept. Stai o zi, două supărat, mai vezi cum tovarăși, te mai plângi. Bă, uite ce problemă am avut. E după aceea mergi înainte, tati. Bine să-ți pui of. Da, e foarte bine să spui ofu. Uite, da, da, să ai cui să-l spui, atenție. Să ai cui să-l spui, să nu spui oricui ofu. Spui și tu cui simți, îți dai seama, da. Că poți să-l spui oricui, nu? Bine, prieten, îți spun o chestie foarte interesantă. Compasiunea nu este un sentiment bun. Compasiunea e un sentiment de milă. Dar eu spun problema mea. Și tu într-un fel, mamă, ce mi-e milă, de, bă, și... Dar într-un fel în sinea ta și interiorul tot, te bucur că nu ești în locul lui și că tu nu ești în situația respectivă. Foarte corect. De asta spun, compasiunea nu este un sentiment pozitiv, este un sentiment negativ. Dacă ăsta are o problemă și îmi spune problemă, bă, vezi că nu știu cum, și spun, du-te, a mea, zic eu, bă, fă aia și cu aia. Da. Nu-i zic, mamă, săracu ce rău îmi pare, bă. Gândul tău bine că nu sunt în locul lui, bă, știi, nu, frate. Te îți faci ceva să-l ajuți și să-l ajuți. Spui în față, băi, aia și cu aia, ce faci mai încolo? Scuși cuprinzător. Dar bine, compasiune de obicei între persoane care, într-adevăr, poate nu se cunosc așa de bine, da. Sau poate nu au o altfel de relație. Dar e o linie foarte subțire între a, chiar a fi alături de cineva și într-un fel ați... Uite ce periculos e. Ce-ai, mă? Mi s-a făcut rău de la mici. Nu, dumneam. Lasă-mă că nu înțelegi. Gata, mă, filozofule, mai omorând. Bă, știi câte cărți a citit la Survivor? Uite așa, cărți de filozofie. Bă, atâta timp. Și știi câte am citit eu, nu? La o cărți atunci. Pe tata ziua și citește. În trei cuvinte. Da, apreciem. Moro? Jado, Moro, ce înseamnă familia pentru voi? Trei cuvinte. Bro. Să nu plângi, băi, că e de caterinte emisiunea. Nu plâng, nu-i vorba de plâns, că ce să plângem, dar nu? Nu, cred că aș găsi cuvintele potrivite. Ce cuvinte îți folosesc? Nu știu, mă, iubire, aer, nu știu. Mi-aș jigni familia dacă zice iubire. Deci nu există cuvinte ca să le mulțumești? Pentru că... Nu cât să le mulțumești, nu există mulțumire. Că ce poți să fac un părinte pentru tine? Pe toți ne crești, pe toți ne iubește, da. Cum mă iubesc pe mine, cum mă iubește pe mine familia mea, mi se pare că e ceva oricum deosebit. Bro, tot ce am eu, toți banii mei sunt și ai familiei mele. Foarte frumos. Toți banii familiei mele sunt ai mei. Avem totul la cumân. Banii mei sunt al și al fraților mei. Tot ce am eu, de autorul chiar îmi spunea unul că de ce îl lași pe fractul să se ducă la muncă. Păi stai, mă. Vede pe TikTok. Și ce? Are 22 de ani, are familie, trebuie să învețe să. Păi și trebuie să învețe, logic. Să aducă un Pampers în casă, să aducă. Nu ai vrei grijă de ziua de mâine, că am eu grijă de ea. Așa spune Dumnezeu în Biblie. Da. Eu am grijă de ziua lui de mâine. Da, trebuie să înveți să facă corect. Ceva cu viața lui acolo. Nu există, bro, n-am, eu nu știu. Tu, Moro? Nu. Bă, tate, știi cum e chestia cu familia? Familia este un... Un stâlp psihic. Familia este... Un stâlp psihic. O chestie prin care cum trebuie să trecem cu toții. Da. Și trebuie să o conștientizăm și să o internalizăm în străfundul sufletului nostru. În primul rând, când era la început de carieră, spunea maestru mie, Cătăline, cred că oricine poate să facă copii, faci copii, oricine. Tu trebuie să visezi că ești campion, că ajungi peste tot, că ești numărul 1. Am ajuns numărul 1 și am fost cel mai tare. Numărul 1. Bine, cel mai bun pe tot din lume, că n-am fost niciodată numărul 1, că nu mă consider
cel mai șmecher din parcare. Ai fost foarte bun pe ceea ce faci. Prin ceea ce am făcut. Ai fost campion, asta e cum. A fost, mă, numărul 1. Bă, a fost campion. Asta, campion. Și după asta, și după asta, stăm și ne gândim, după asta, după ce avem toate lucrurile astea, ce se întâmplă mai încolo, tătuțu? Bă, ești împlinit, te gândești așa. Întrebare, ești împlinit? Bravo. Ai scos o melodie, numărul 1, 3, mai scos încă una, numărul 2, numărul 3, numărul 4. În fiecare zi faci chestia bă, asta. Bă, sunt împlinit, mă, asta. Dar după asta, ce faci, tătuțu? Care este mai împlinirea ta, după pana mea, că-ți spun că știu ce mănâncă rahat aici, că nu sunt fraier. Și atunci, unde se duce totul? În familie, în copiii tăi, în soția ta care te suportă cât de nenorocit ești tu ca bărbat. Ca așa suntem niște bulangii cu toții, da? Aha, uleu, a zis-o! Așa, da. Respect, doamna Moroșanu! În sfârșit are cunoscut unul! Femeile ne suportă, femeile ne fac copii, ne cresc copii! Și ce înseamnă să crești un copil, să-i schimbi pampers, să-l laptezi în fiecare zi? Lumea nu știe. Să stai non-stop pe el aproape, da? Da, suntem bărbați cu toții, bă! Bravo, de asta spun, mă, meu! Bravo, Moro! Familia, uite de răspunsul ăsta aveam nevoie. E cea mai importantă familia, bă. Trebuie să suntem prieteni, frate. Melodia asta adevărată pentru Moroșanu și pentru Jandor și Alință, fiță. Sărbim 3-2. Iaus. Mă gândesc la viața mea, cum era mai de mult, tinerel cu părul negru. Astăzi cu părul. Nu cu prețul. Oh, 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 oh!
ce mai răcori, bă, băiatule, bă, că-ți ești gura ta. Eu vreau să discut, să deschid un subiect tabu. Te rog. Cu privire la Jadorel. Da. Că, domnule, Jador cântă numai în videoclipuri, că nu știu ce. N-are voce, că... Că n-are voce. Bă, mereu... Nu, mă, nu, n-are... Tati, lasă-mă, bă, tătași din gură. Lasă-mă să zică, că da. Te bași pe mine. Tu ești lampadar acum. Tu ești acolo. Tu ești normal, un simplu observator. E normal că oamenii ăștia, concurența să zică asta, da, e normal. Dar n-are importanță. Ideea este că în momentul când îl duci pe cineva să cânte la rece și să începe să înceapă să cânte la rece și cum cântă, atunci îi vezi valoarea. Păi l-am dus pe Jadorel, la niște prieteni și a început să cânte la rece. Bă, erau, cred că n-ați cu toții. Păi uite-l acum ce-a făcut. Zice-o, bă, ești nebun, dar nu credeam că poate să cânte așa. Auzi și preoții de aici, de la Căldărășani. De asta zic, da? Lumea vede într-un fel, dar când valoarea unui lăutar, în momentul când începe să cânte la rece și să cânte, fratele meu, și nebunul ăsta are valoare. Are, nu... Dragilor, întrebare sinceră. Moro și Jador, ați fost trădați de prieteni? Bă, de toți. Serios? De toți, da. Tu spuneai la un moment dat că la cât au tras pe tine, îți spuneai ceva de genul la cât au tras pe tine mei pe mine, că gen că ai fost, gen că ai fost naiv. Un om cu care mi-am împărțit viața, să zic așa, mi-a cerut 100.000 de euro, de santo, mi-a cerut 100.000 de euro pentru numele lui, pentru că cu el am pus numele Stajator. Într-adevăr a fost și el l-am scris dar tu îți imaginezi că eu cu omul ăla mi-am câștigat pâinea 2-3 ani de zile și după 2-3 ani de zile a venit și l-a băgat la o simț sau cum? Spus, da, fără să știu. Și a venit și mi-a spus, tu înțelegi că toată lumea, chiar toată lumea vrea să tragă de pe mine. Și ce ai făcut? Ai dat banii? Bro, m-am dus acasă la un om pe care nu vreau să-i dau numele. M-am simțit atât și gândeam, ce să caut la tine în casă, ce să fac? Că eu te respect pe tine, ca să mă duc la omul ăsta să-i duc ceva, că mă duc la el acasă să mă duc să iau ceva, că aveam un respect cu toții deosebit pentru el, toată lumea, și el pentru mine și toată lumea, ce să mă duc eu să discut că e numele meu și că e munca mea, că eu îți dau cana asta, dar tu... El a profitat că nu ți-ai înscris tu numele, ți l-a înscris el și ți-a ținut 100 de mii ca să poți să-l folosești. Dar nu el, nevastă sa. Asta e problema, trist. Că el e fratele meu, că el îl iubesc, păi și l-am și iertat, ce crezi cu tot ce spune asta? L-am și iertat, acum mai dau de tatăl umorul când te ia pe sus. Să-ți fie rușine, i-a zis, că tu ești fratele meu, ți-ai câștigat pâinea cu mine și acum faci ce zice nevastă ta? Și cum e? Și ce s-a întâmplat până urmă? Ei, dar noi, în afară de asta, am avut un prieten, Petru meu cel mai bun din copilărie, motor, da? Toți, mă, bro, dar i-am iertat pe toți, doar că nu mai pot să-i bag în viața mea, pentru că mi-e frică că îi trădează, dacă îmi cere vreodată și dorul îl ajut. Dar nu pot să-l mai bag în viața mea pentru că mi-e frică că mă trădează și... Din nou. Nu-i bine, nu că mi-e frică că mă trădează. Nu-i bine să ai oameni pașii pe lângă tine. Nu e bine, da. Dacă a greșit a doua oară, greșește și prima oară, și a doua oară, așa și a treia oară. Așa e. Trebuie să-ți selectezi un pic cercul de prieteni. E foarte important să ai un cerc de prieteni foarte bine și strâns. Și mai select așa un pic. Bă, cuvântul prieteni este un cuvânt foarte deep. Că tovarăși sunt mulți, prieteni sunt puțini. Cunoștințe sunt mulți, da. Sunt multe, da. Tovarăși sunt mulți, prieteni sunt puțini. Așa este. Și vina noastră, Adiță, este că dăm ocazia să ne ardă cineva. Că noi suntem trădați de prieteni, dar nu poate... Dacă e ceva, e un prieten adevărat, nu te trădează ăla. Dar poate, nu știu, se întâmplă o altă chestie, vă cetați de alte chestii, dar... Și păi dacă ești preventiv așa, nu poți fi... Moro, spunea cineva, prieteni înseamnă fapte. Tati, fapte. Eu așa văd lucrurile. Bă, da, faptele, e cel mai important. Dragilor, ne-a ridicat de la masă, da. Pentru că Jador are o surpriză pentru fratele nostru Moro. Ia să vedem ce surpriză are. Jador, ia mă ce surpriză are. Ai o surpriză pentru mine, mă? Pentru voi, după noi, bine. Pentru băieți, că ei vor să le gândesc cu voi. Ia, și tu acum, ce să mai zic? Da, stai, nu stai acolo aici. Hai să vedem. Mai stați acolo, bacă, mă, sunt de bătrână. Cum sunt? Stau și mă gândesc la mine. Beau și plâng că nu-mi e bine. Beau și plâng că nu-mi e bine. Doamne, când mă trezesc dimineața, lacrimile-mi spală fața. Mă gândesc cum trece viața. Asta-i mai pentru noi, așa, băieți. Uite, știi, ai greșit buzunarul, băieți. Asta așteptai să zic.
stau și mă gândesc la mine. Dau și plâng că nu-mi e bine. Dau și plâng că nu-mi e bine. Doamne, când mă trezesc dimineața, lacrimile spală fața. Mă gândesc cum trece o viață. Sunt om slănat că stau și plâng, chiar dacă știu că mă distrug. Oricum nu pot să schimb nimic. Doamne, pe Dumnezeu, pe Dumnezeu n-aș întreba ce rost mai are viața mea dacă mai pot să fac ceva. Gata, când am zis așa zrăgușit, mai gata. Pentru că știu că emisiunea asta ar fi putut să țină 3 zile lejer, dar fratele nostru are antrenament, are sala lui, antrenează și nu poate să stea cu noi așa. Este un om responsabil, domnule. Un om responsabil. Și fără el, noi doi n-am avut farmec. Și fără el, oricum, noi doi n-avem farmec.
Ce vezi, mă? Vezi? Auzi, ce pot să zic, mă? Zici, mă, pot să spun ceva? Te iubește, te iubește pe amul. Și eu, cum sunt? Păi tu pe el, și el pe tine. Și eu pe el. Eu vă mulțumesc din tot sufletul meu că ați venit. Moru, te pupăm. Du-și, fă-ți treaba de campion. Faceți voi încheierea, faceți voi încheierea. Eu mă retrag. Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt de aici, de la Andreea Esca. Hai ceva din ea, fundul. Dragii mei, mulțumim că ne-ați urmărit. A fost o plăcere deosebită să fim noi înșine în această zi frumoasă. Ăștia suntem noi. Urmăriți Adiță fără fiță. Da, fiță. E bine, fără, fără. Păi nu, e bine, Adiță fără fiță. Nu, fără fiță, asta. E fiță? Nu e fiță Adiță. Fii atenți. Urmăriți Adiță, Adiță fără fiță, pentru că e fără fiță un om extraordinar. Mulțumesc din suflet. Și ne vedem sănătoși, cu mintea pozitivă și multă, multă sănătate să aveți. Și să răzbim. Doamne și acum că trebuie să zic și eu ceva, că na, că trebuie să zic, ce să vă zic. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la ora asta și că ați stat cu noi și că ne-ați ascultat balivernele și râsurile. Nu, a fost bine. Și glumele noastre. Vă iubim, vă mulțumim că ne iubiți așa cum suntem noi, cu defecte și calități. Și Doamne ajută, mulțumim la toată frumos. Lumea să fiți fericiți. Bine, bă, gălăgie!